Oh.
pe Dani în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de dânsul o femeie având un vas de alabastru cu mir de mare preț și l-a cunat pe capul lui când el ședea la masă. Însă văzând aceasta, ucenicilor lui le-a părut rău și au zis: de ce s-a făcut această risipă? Căci acest mir se putea vinde cu preț mare, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus a plâns, i-a zis: pentru ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru bun față de mine, căci pe sărași nu vei avea cu voi, dar pe mine nu mă aveți cu bunea. Dacă ea a turnat mirul acesta pe lucrul meu spre îngroparea mea, a făcut-o. Adevărat vă spun vouă că oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și cea spre povestirea ei. Atunci unul din cei 12 care se numea Iuda Iscarioteanu s-a dus la căpetenile preoților și le-a zis: ce voi să-mi dau și eu vi-l dau mâinile voastre? Iar ei s-au învoit cu el 30 de arginți. Și de atunci l-au dat un bilet potrivit ca să dea mâinile lor. Iar în ziua cea din timp a azimelor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat: unde voi să-ți pregătim să mănânci Paștile? Dânsul le-a răspuns: mergeți în oraș la oarecine și spuneți: Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile. Iar când s-a făcut seara, s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Ci știind că Tatăl a dat toate mâna lui și până de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge Iisus, s-a sculat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și luând un ștergar s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în spălătoare și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Deci a venit la Simon Petru, dar acesta i-a zis: Doamne, oare nu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Iisus și a zis: ceea ce fac eu tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru însă i-a zis: nu, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te voi spăla, n-ai parte de mine. Simon Petru a zis către dânsul: Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Iar Iisus i-a zis: cel spălat n-are tendință să-și mai spele decât numai picioarele ca să fie curat tot. Și voi sunteți curați, dar curați, dar nu toți. Pentru că știa pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis: nu toți sunteți curați. Iar după ce a spălat picioarele ucenicilor și și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și a zis către ei: înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, dar tot sunteți și voi să vă spălați picioarele unul altuia, căci v-am dat pildă vouă precum ca eu v-am făcut vouă să faceți și voi asemenea. Adevărat, adevărat vă spun vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său, nici domnul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Dacă știți acestea, fericiți veți fi când le veți și face. Și pe când mâncau, Iisus a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, că unul dintre voi are să mă vândă. Iar ei, pistându-se foarte, au început să-l întrebe unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Iar el, răspunzând, a zis: cel care a întins cu mine mâna lui, acela are să mă vândă. Dar fiul omului va merge precum este scris pentru el. Însă vai omului aceluia prin care fiul omului se vinde. Mai bine ar fi fost de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și răspunzând Iuda, cel care l-a vândut a întrebat: nu cumva sunt eu, Învățătorule? Tu zici, i-a răspuns Iisus. Iar pe când mâncau ei Iisus în pâinea, a binecuvântat la frânt și a dat ucenicilor zicând: luați mâncați, acesta este chipul meu. Și luând paharul și mulțumind, a dat tot zicând: veți din acesta toți, căci acesta este sângele meu, a legii celei noi, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă, că nu vă mai vrea de acum încolo din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi vrea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au
ieșit la muntele măslinilor. Atunci a zis Iisus către ei: voi toți mă veți părăsi noaptea aceasta, că scris este, voi bate păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după ce voi învia, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Răspunzând însă, Petru a zis către el: chiar dacă toți te vor părăsi pe tine, eu însă niciodată nu te voi părăsi. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun ție, că noaptea aceasta mai înainte de cântatul cocoșului, de trei ori te vei lepăda de mine. Însă Petru a zis: nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți ucenici au zis la fel. Atunci a mers Iisus împreună cu ucenicii la un loc ce se numește Ghetsimani și a zis către ei: ședeți aici până ce vă voi duce acolo și vă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mândri. Atunci i-a zis Iisus: întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând: părintele meu, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci precum tu voiești. Atunci i s-a arătat un înger din cer, întărindu-l. Și fiind în mare durere, cu mai mare stăruință se ruga, iar cutoarea sa se făcuse ca picăturile mari de sânge și picurau pe pământ. Și sculându-se de la rugăciune, a venit la ucenicii lui și a găsit adormiți de întristare și a zis lui Petru așa: nu ați putut un singur ceas să privegheați împreună cu mine. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, căci Duhul este osânduitor, dar Duhul neputincios. Iarăși, făcându-se a doua oară, s-a rugat zicând: părintele meu, dacă nu este cu putință să se depărteze acest pahar de la mine, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și din nou venind, i-a găsit pe ei adormiți, pentru că ochii lor erau încărcați de somn. Și lăsându-i, s-a dus încă o dată și a treia oară s-a rugat același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenicii săi și le-a zis: dormiți de atunci și odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbeau încă, iată a sosit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el popor mult, cu săbii și cu sulițe, trimiși de către preoții și bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Deci, apropiindu-se în clipa aceea de Iisus, i-a zis: bucură-te, Vânzătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus a zis către el: prietene, pentru ce ai venit? Îndeplinește. Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată unul din cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a scos sabia și rovind pe servitorul arhiereului, i-a tăiat urechea. Dar Iisus a zis: întoarce sabia ta la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor muri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi pună acum înainte mai multe decât 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic așa trebuie să fie? În același ceas Iisus a zis mulțimilor: ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu sulițe, ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și vă învățam, dar n-ați pus mâna pe mine. Însă acestea toate s-au făcut ca să se plinească Scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii l-au lăsat și au fugit. Cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, Chereul, unde erau adunați scărturarii și bătrânii. Iar Petru mergea după dânsul, de departe până a ajuns la curtea Chereului și intrând înăuntru sta cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Iar că vedenile preoților bătrânii și toți faptul căutau mărturii mincinoase împotriva lui Iisus ca să-L omoare și nu găseau, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit noi martori mincinoși și au spus: acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-L zidesc. Și sculându-se Arhiereul l-a întrebat: nu răspund nimic la ceea ce mărturisesc împotriva ta acești oameni? Dar Iisus tăcea. Atunci, întrebându-l Arhiereul,
i-a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu, să ne spui nouă dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai spus, eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând, de-a dreapta puterii și venind pe Domnul Cerului. Atunci Arhereul și-a rupt hainele sale, zicând, a adus blasfemie lui Dumnezeu. Ce nu mai trebuie alte mărturii? Iată, acum ați auzit blasfemia lui. Ce credeți? Iar ei răspunzând, au zis, este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul lui și l-au bătut cu pumnii, iar lui îi dădeau bani zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru stătea afară în curte și a venit la el o slujnică zicând, și tu erai cu Iisus Galilean. Dar el s-a repădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce vrei să zici. Și ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo. Și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iară s-a repădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Peste o clipă însă, apropiindu-se cei care stăteau acolo, au zis lui Petru, și tu ești dintre ei și dragul tău te dă pe față. Iar el a început să se blesteme și să se jure că nu cunoaște pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care spusese, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei